Când vorbim despre cei doi invitați din această seară, ne dăm jos pălăria și ne rezumăm la cuvântul elită. Altfel ne apucă dimineața, iar gazda noastră nu mai are răbdare să înceapă jocul. Doamnelor și domnilor, Mihai Bobonete! Bună seara, bună seara și bine ați venit la Pe Bune! O emisiune care te lasă și cu întrebări, dar îți dă și o grămadă de răspunsuri. O emisiune fanii la care zâmbiți garantat. Sunteți acasă pe fotoliu, ați făcut o bere. Începe Pe Bune, avem pe Letiția Vlădescu și Florinel Piersic aici lângă noi. Florin Piersic Junior. Florin Piersic Junior, dar noi dacă toți zicem Florinel, toți aici Florinel, Florinel, nu, Florinel. Nu, 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 se mai, nu se mai poartă. Nu Florin se mai. Piersic Junior, da, direct, ce să mai, așa rămâne. Florin joacă cu Constantin Diță, care este, îl știe lumea, dar o să mai spun de unde. Iar Letiția joacă cu Nathan Ticu, care n-are rost. Care au mai jucat împreună, este? Am mai jucat. Aveți un trecut. Avem un istoric. Ai zis tu ceva și că ați fost și la școală împreună, nu? Și la școală am fost împreună, da. Și voi ați filmat împreună. Da, am filmat împreună. La Eminescu versus Eminem, nu? Da, da, l-am văzut. Da, l-am văzut, da, mi-a plăcut foarte tare, da. Bun, fiecare dintre voi are în gradenă o mulțime de susținători care vor împărți banii la final și o să vă spun câți anume. Cosmin, voi aveți 43 de oameni. Bravo! În spate. Florin și Costi, voi aveți 47. 47, ok. Să fie astăzi ziua. Emisiunea este simplă. Letiția, tu ai mai fost, Florin, tu n-ai mai fost, așa că o să spun scurt. Sunt reguli simple. Sunt 12 întrebări în toată emisiunea. Fiecare echip are câte 6 întrebări, fiecare răspuns corect valorează 500 de lei. La final, e o întrebare unde poți să pariezi orice sumă din ce ai strâns până atunci. Ea se va dubla și se adaugă sumei rămase acolo sau poți să pariezi totul sau nimic. Iar banii merg și se împart la oamenii ăștia din spatele vostru. Bravo! Pe de altă parte, oamenii de acasă sunt invitați să joace cu noi la pebune.protv.ro. Pot să dea răspunsuri și pot câștiga premii acolo pe site-ul nostru. Avem 12 domenii, cum am spus, ele sunt afișate acolo și o să vedeți ce jucăm astăzi. Operă. Ei, na. Liberté, egalité, competiție. Libido. Ce e asta? Tips and tricks. Incredibilă Indie. Miau. La control. Tabieturi. Lumini și umbre și domeniul surpriză. Iată, știu ce luăm lumini și umbre. Cine începe? Costi? Da. E clar că o să descoperim altceva. Mi-au căzut cartoanele. Tremură mâinile. Tremură mâinile. Lumini și umbre. Lumini și umbre? V-ați spus direct acolo? Eu nu știu istorie, nu știu geografie. Asta ca lumini și umbre. Florin și Costi, întrebare. Uite, uite ce e aici, după la lumini și umbre. Femelele de licurici sunt canibale și... A. Își devorează partenerii atunci când aceștia sunt pe moarte. B. Realizează adevărate asasinate în serie, hipnotizând masculii în călduri. Sau C. Își mănâncă rivalele dacă le prind în compania partenerului lor de viață. Mă, e ca în viață, e ca la oameni. Florin și Costi, să vă văd dacă nici eu nu v-am dat ușor. Zici că... Așa, dar trecem prin toate. Da. Ok. Deci, A. E clar că sunt, femelele sunt canibale. Ce fac ele? Băi, au, e practic. Dacă stai să te gândești, au ăsta cu își devorează partenerii. Nu, mai, nu se mai fac în mormântări și din astea. Da, nu exact, mai prin coșul, da, mai, da, grob, unde l-am lăsat, și așa. Tot. Unde s-a dus? E fomiță. La burtic. Deci un fel de licurici iene, așa. Da. Da, da, da. Nu-i lasă, mă, e pe patul de moarte și iubita mea, vină puțin. Stai, nebună, stai, că... Ia, încep să mă încerc din mine. Sunt analizele false, nu-i adevărat. Beu. Asta cu zici tu, mi-a arătat B-ul ăsta, da, că realizează... Da, da, da. N-am luat toată informația că sunt canibale și... Deci asta acum înțeleg, acum înțeleg. Acum înțelegi? Da, 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 da. Ăsta mă duce în zona Kill Bill, cu asasinate, știi? Cum pleacă licuricele... La fel îi asasinează, îi mănâncă pe toți după ce hipnotizează. S-ar putea să fie un catch aici, știi, cu hipnoza asta, eu nu știu. Cum îi hipnotizează? Eu nu văd pe asta, ce, și-a prinde culețele și toți masculii. Poate au cabinet din ăsta de hipnoză, că se poartă, știi, un trend acum. Cred că au un ceas, așa. Ideea așa. Îi adună pe toți într-o cameră, Kill Bill, zona aia, știi? Da. Ea vine, asasina principală, știi? Principală, doamna. Face, joacă cu beculețul, toți masculii zic, băi, băi, mă, terminat. Ele vin pe geamuri, știi că, na, și nu, ea, că sunt niște asasina, geamuri. Asasina principală strigă, masa e gata! Eu zic că e ceu.
Mamă, ce tare e. Ce cauți tu la mine în casă? Băi, asta e. E cam viață, știi? Da, asta am zis și eu la ce. Legea naturii, care mai puternic rezistă, punct. Știi? Nu, dar mi-e place că, știi, dar că l-a prins cu... L-a prins la aia în prins casă, cu partenerul, mă. Și pe stradă. Stai mă puțin, își mănâncă rivalele dacă le prinde cum... Doar dacă le prinde, nu așa la modul... A, nu în general. E dacă ea vine acasă la serviciu... E cam forțată asta, e... Nu știu să zic. Nu știu. Bine, hai să luăm beu. Hai să luăm beu. Ai zis tu beu ăsta? Dar e mai funky, așa, și atunci s-ar putea să fie răspunsul chiar neașteptat. Știi? Nu cred în beu ăsta, mi se pare de desen animat așa un pic, adică m-am dus... Păi e, dar tocmai de-aia, poate e adevărat, știi? Voi ce ziceți? Oamenii zic, bă, ce? Aici sunt. Hai, mă, lasă pe teorie. Hai, plecăm așa. Păi și ce tehnologie, da. Răspunsul corect este. Ia să-l vedem. Dacă urmărești câteva documentare despre natură, îți dai seama imediat că ce se petrece acolo nu e deloc ca în poveștile cu greiele și furnica, ci mai degrabă ca într-un horror cu canibali care mânuiesc drujbe. Licuricele, de exemplu, sunt înnebunite, culinar vorbind, după masculi. Și ca să-și satisfacă poftele, emit semnale luminoase care lasă să se înțeleagă că au chef de împerechere. La vederea lor, masculii devin docili și, ca marinarii atrași de cântecul sirenelor, se îndreaptă inevitabil spre o cină în care ei sunt felul principal. Beu, mă! Mă, era beu, mă! Beu! Deci... Îi hipnotizează, îi aduc la un loc. Da, pentru că dacă ei sunt în călduri, le vine pofta, înțelegi? Da. Ăia sunt în călduri săraci și ele sunt așa... Mamă, mamă, mamă! Bă, dar ce bine Letizia s-a dus, și Cosmin. Ce bine ce s-a vreți să jucăm Florin, de pe... Bă, că mai funky, că vrem să egalizăm și noi pe tabelă situația și atunci luăm liberté, egalité, competiție. Era să nu mă prind după cum ai început. Dar nici eu nu știam ce zic. Cred că... eu m-am prins de când ai zis că vrem să egalizăm. Da, nu, am vrut să zic că să vrem să egale direct. Egale, dar nu n-ai și. Atenție! În Paris, în fiecare an, în luna aprilie, se organizează Le Garçon Le Plus Façon, care determină cel mai arogant francez, Le Grand Prix de la Baguette, unde se alege cea mai bună baghetă din oraș, sau Pomme sur le Hané, un cenaclu de poezie despre cât de mult îi deteste pe belgieni. Pomme sur ce? Stai, vezi că... Zic cum se citește asta ultimul. Jur, uite-te. Pomme sur la Hané. O abică. Sur la Hen. Sur la Hen. Că aici se citește, atâta mai știu și eu de la sur la N. Poem sur la N. Noroc că mai vine și unul ca Florin așa să ne ajute. L-ai salvat. L-ai salvat acum. Păi stai un pic să vedem. De ce se strâng într-o piață acolo? Cel mai arogant, da. Cine e cel mai arogant? Francezii oricum am așa un aer. Un pic. Nu? Un pic. Și dai seama la cel mai arogant cum trebuie să fie. Dar e greu să-l găsești pe cel mai arogant. Mi se pare că toți sunt puțin așa. Da, dar dai seama cel mai arogant. Băi, hai să nu... Să nu deranjăm francezii care se uită la emisiune. Bă, dar nu sunt toți aroganți. Acum ce facem? Ca un aer așa de... Deci au făcut, practic, și-au făcut un top. Nu, au făcut eu un fel de concurs ăsta. Știu că Garçon e ospătarul, dar în fine. Garçon, ești cam arogant. Și Le Grand Prix de la Baguette. Asta așa cu bagheta, că ei sunt cu pâinea oricum, să zici și că nu cred că ar fi doar în luna, da, e prea. Ori e asta cu cenaclul care e dementă și e, na, stau ei și fac poezii. Dar vrea fac... să spună ceva, de ce? Eu cred că ce este că se organizează, dacă citim așa atent întrebarea. Da, enunțiu. În general, răspunsul ar trebui să fie aici, la în ce, întrebare. Nu? Și doar în întrebarea aceasta organizează. Stai, fii atent un pic. Exact. Ia uite aici ce se întâmplă. Se organizează. Da. Păi și ce, nu poți să organizezi un concurs de cel mai arogant francez? Ba da, păi... poți. Aș merge și pe conflictul dintre ei. Știți că francezii spun despre belgieni că sunt proști și belgieni spun despre francezi că sunt nespălați. Da, am auzit de asta. Așa e treaba. Și probabil că în Belgia, în luna mai, se organizează un cenaclu despre cât de nespălați sunt francezi. Da. Și atunci luăm ceu, nu? Când realitatea e total invers. Da, oricum, ar fi luăm ceu. Ce? Hai să vedem. Ați luat ce și răspunsul corect la libertate, egalite, competiție este. Francezii sunt recunoscuți pe plan mondial ca mari consumatori de baghete. Au chiar și un observator al pâinii care veghează ca cetățenii să primească produse conforme. Nu-i de mirare că au inventat și un Grand Prix al baghetelor. Pentru a intra în concurs, brutarii, amatori sau profesioniști trebuie să respecte niște reguli stricte, să măsoare între 55 și 65 de centimetri și să cântărească între 250 și 300 de grame.
Așa e că vi s-a făcut nițel foame? Băi, dar da. Beul l-am scos din necoață așa, e pe la prima mână. Beul era cu... Da, mă, e... da. Da, dar e ok, mă. Da. E banală. E banală. Florin, îți face ceva cu ochiul de acolo? Hai să încercăm, e ciudat, hai să încercăm Libid Wow, că e... Libid Wow. Libid Wow. Atenție! Ok. Ești curios. Libid Wow. Aligatorii sunt atrași sexual de... țipetele broaștelor țestoase, da, B, de gălețe argintii goale sau de cântatul la tubă în si bemol. Băi, nu mă, stai mă puțin, băi, și poți să apăsi direct fără să mai comentăm nimic? Nu, trebuie comentat. Omorâm, e o poveste aici. Da, de ce să omorâm povestea cu țipetele broaștelor țestoase? Dar nu știu cum e asta, n-am auzit. Ba nu au ele un țipăt. Nu cred că există. Au un sunet. Și sunt terminați crocodilii, sunt opiți. Dar nu e si bemol. Aligatorii, da. Aligatorii sunt faulo, doamne. Dacă te prim, broscuță. Hai de cap, meu. Ce-ți fac, nebună. Te iau cu tot cu carapaci. Spar carapaci. Da. Și cum se aude doar ce... Se aude așa mic... Se aude aligatorul, așa ceva. Păi n-ai văzut ce ureche are aligatorul? Are microfon... Nu, dar audă, stă și el liniștit acolo și... Unde e aici? Paolo, doamne, unde e? Și atunci acum rezolvă chestia asta. Nu știu! Eu cred că e așa, el nu știe că e o broască țestoasă, el doar aude sunetul, se duce acolo și... Iar tu, mă, mamă, știi? Da. Eu merg pe B, da? Deci găleți argintii goale. Probabil că se plimbau niște oameni cu gălețile alea care sunt din tablă și atunci sunt argintii. Și au observat că în spatele lor... Erau goale, veneau la râu să ia apă și au văzut că iese crocodilul pofticios. Și cumva nu înțeleg altfel. Au mers la râu cu gălețile. Iese crocodilul și miți ia apă toți, bă, frate. Crocodilul ăsta? O fi de la găleată, știi? Și și-au dat seama, după aia au venit cu alte găleată. Asta cu si bemol e pueril. Voi știți si bemolul? Eu nu mi-amintesc cum arată tuba. Dar si bemolul știu. Tuba e foarte, are o găleată așa, da, foarte mare. Deci tu la găleți ajungeți. Aha. E instrument de suflat. Da. Tuba și e foarte mare. Da, și nu. Eu aș alege aia cu si bemolul, Florin. Da, n-are. De ce? Legi. De ce, Leti? De ce zi? De ce alege? Da, care-i treaba? Spune tot. Zi. Păi zi acum. Ca să piardă banii. Zi. Să piardă banii. Ca să piardă banii. Da. Auză, alege asta, mă, ca să nu... Așa lucrăm? Aolă, bani. Băi, gândiți-vă și la si bemolul ăla, că nu e degeaba pus acolo. Da. E unul cu tuba pe marginea. Păi da, mă, da, el repeta acolo. Studia la era instrument. Era o nuntă. Era o nuntă în sat și lăutarul cu tuba, care era mai aproape de râu. Da. Ce? A rămas însărcinat. Eu mă gândesc că astea sunt niște oameni de știință care se ocupă cu treaba asta. Știi? Adică s-au preocupat. Ce da, mai zi. Eu mă pregătesc să apăs B-ul fără niciun dubiu. Da, și eu cred că cu B-ul. Gălețile. Da, și eu cred. E clar. De ce e clar? Îmi place cât de sigur clar, ești. Da. Băi, îl iau. L-ai zis, am senzația că ăsta e. Da. Deci m-ai convins. Bine, mă, gata. Gata. Pe bune. Răspunsul corect la Libid Wow este... Libid Wow. Gălețile argintii goale n-au atras, nu atrag și nici nu vor atrage sexual pe nimeni. Sau, cine știe, pe aligatori sigur nu. Experimentul răspunsul aligatorilor captivi la stimularea auditivă a început în 1944, chiar în vreme de război. Cineva n-a avut chef de bătaie și s-a pus pe studiat aligatori. Țipetele broaștelor țestoase n-au fost în atenția lui. Dar cântatul la tubă în si bemol a reușit să trezească în aligatori adevărate simfonii sexuale. Tuba era si bemol, din si bemol se cântă. Da. E, asta e. Da, dar nu l-a ajutat. Da, dar acum, sincer, hai să vezi ce mă încurc și eu. Nu l-a ajutat, v-a încurcat, a făcut ce a vrut. Dar nu cred că cineva a făcut cu adevărat testul cu gălețile să vadă dacă nu cumva e peste cântatul la tubă. Exact. N-au atâtea găleți. Acum poate că au văzut emisiunea și mâine asta fac. Și mâine se duc cu gălețile și observă un fenomen chiar. Și să vină să zică, ne cerem scuze pe această cale. Da. Ziceți. Ai fost în India vreodată? Nu. Niciodată. Hai să mergem acum. Incredibila Indie. Indie. Indianul Kailashik din orașul Varanasi a luat în urmă cu 38 de ani o decizie drastică. Ia ce a luat. A decis să nu se mai spere, deoarece un preot i-a zis că doar așa o să facă băieți. B. A început să se hrănească doar cu ochi de animale ca să-și deschidă al treilea ochi.
sau ce, și a înscenat moartea, apoi a reapărut în societate susținând că e propriul său fiu. Eu aș face așa ceva. Stai așa, hai să luăm au. La un moment dat, omul, că dai seama, în curtea lui numai fete. Nu, păi a zis pas la apă pentru că, uite, i-a zis un preot. Tu dacă vrei să faci băieți, să duci moștenirea mai departe, nu te mai spăla. Și știi ce a întrebat el? Nu. Se poate? Da, aoleu, păi, dar eu, deci, și eu ca prostul mă spălam zilnic. Bă, la ei, na, poate că fiind scump săpunul și amonul. Ia iurea asta, mă. Nu te mai speli ca să faci băieți? Adică ce vrea să spună da, treaba asta? Da, pentru că băieții sunt nici de băieți. Nici eu nu înțeleg ce vrea să spună. Sunt mai puțin curaj. Joacă fotbal, să mai murdăresc, știi? Adică poate că săpunul poate iau din endorfinele alea care produc gena masculină. Exact, bravo, mă, da, diminuează și atunci mai bine să te speli. Mai bine nu te mai duci la râu. Așa, beu. Cum și-a deschis al treilea ochi? Al treilea ochi. Te rog, te rog. Păi cum, dacă vrei să-ți deschizi inima, mănânci inimă de porc. Dacă vrei să-ți deschizi... Dar al treilea ochi mănânci ochi de animale. Ochi de animale, dar dai seama. Dar multe, multe. Și eu am mâncat o perioadă creier mult, că m-am gândit că... Că așa, și nu, a? Dar și eu am gândit că pot să-mi deschid al treilea ochi. Dar nu poți să știi ce avea omul în cap, mă. Nu am încercat cu ochi, da. Dar știi poziția? Unde e? E poziția, o decid eu. Al treilea ochi aici. A, deci îl pui oriunde și îl deschizi? Da, mă, vreau să vin și eu la când dai drumul la treaba asta. E ca un fel de dronă. Putem să venim mai mulți, adică faci un fel de sectă de asta? Venim. Da, da, da. Dar băi, asta dar cu ochi de animale n-aș încerca. Omul, da, nici eu nu cred că e asta. Eu cred că mai repede. Bine, scena moartea și după aia s-a întors și a zis: "Nu sunt eu, mă, nebunilor, sunt Iulica, fiul meu." Asta e cea mai frumoasă. Și mie mi se pare frumoasă asta. Să apari în societate, să zici, săracul tata. Tu apari a doua zi în prag și zici, nu, eu sunt fiul. Săracul tata, ce om bun era. Ce om bun era. Poate avea și el datorii la bancă, îți dai seama. Și a zis, tată, nu, nu sunt eu. Hai ce, hai să spălăm. Dar ce, fi zis un nevastă sau? Nu ne mai, ce, unul? Asta e, s-a dus. S-a dus, ce? S-a dus, dar a înviat, pentru că fiul său... Incredibil la Indie, răspunsul corect, este. Cred că e beu. Să vezi tot. India este un univers incredibil. Orașul Varanasi, de exemplu, este considerat un portal, iar oamenii își duc rudele moribunde acolo pentru ca acestea să scape din bucla reîncarnării. Sfinții Shadu, Shahshadu, Shandu, Sandu, în fine, se ung cu cenușe, nu se mai tun niciodată și trăiesc din mila oamenilor fără să fie percepuți ca cercetori. Un indian însă a ajuns să arate ca un Shadu, Shandu, iar mâine, deoarece un preot local l-a sfătuit să nu se spele 37 de ani dacă vrea un fiu. Zi și făcut. Indianul nu s-a spălat de 37 de ani, iar acum are 7 fete. Doamne ajută! E bine, mă! Bine, mă! Ăsta e! Ne ducem prea departe noi, ne ducem prea dar departe. Dar nu înțeleg de ce a continuat, că era clar că nu funcționează, adică... Bă, a tot încercat. De plăcere, de plăcere. Da, a zis, anul ăsta și gata, știi? Da. Nu mă apucă de sal. Mâine, sal. Dacă preferi să bei cafea neagră, mai amară și fără lapte, ai o probabilitate mai mare să fii psihopat. Da. Bet. La ce e asta, e pe pipăite, fiți atenți. A, ce tare e asta cu ce e asta. Sare extrasă din nările unui pește corean. Sau este ce? Sare produsă din lacrimi umane. Deci, practic, acum mă scuzați că zic, dar sunt mucii acestui pește. Băi, Costi, mucii peștelui. Sare din lacrimi umane și am gustat, am pus aici. Te consider mai degrabă un om care n-are noroc în dragoste. Atunci, beau și cafea amară pentru că viața e grea. Când te ustură ochii la piscină, nu e din cauza clorului. Dar n-ai auzit niciodată vorba asta. O să râzi, nu e de la clor. Bun, voi sunteți, pare că sunteți singurii care ați înțeles cum se mănâncă aici treaba la joc și aveți 500 de lei, acolo avem. O. Da. Aș merge pe întrebarea surpriză. Da, chiar mișto. Întrebarea surpriză? Întrebarea surpriză, băi, aveți grijă acolo. Deci. Maestrul filmelor thriller Alfred Hitchcock era frică de. Maestrului filmelor, așa, era frică de. A, treceri de pietoni. B, dușuri. Sau C, de ouă. Alfred Hitchcock. Dar cum să-ți fie frică de ouă? Mamă, faci, dacă mănânci multe, ajungi la spital.
Vă spun. Da, ouă crude, ouă în tigaie. Știi ouă... că el are, are secvența aia clasică, cu dușul. Da, din psycho. Da, da, și mă gândesc că poate o chestie, știi, acolo. Poate chiar o chestie pentru el, știi, dușul ăla. Poate nici n-a putut să stea în cameră, pentru că era frică de duș. Păi nu, mai, dar era tras să perdea. Poate a fugit de la filmare, știi? Da, da, da. Filmați fără mine, filmați fără mine. Da, da, da. Și după aia, de ce ați filmat prost? Mai trage-mă, deși știi, pe uitat numai la material. Eu am frică, mi-e frică de dușuri. Ți-e frică de dușuri? Da. Când mergem cu, cu turneu, da, stăm în tot felul de locații. Aduce aminte, prin străinătate am găsit niște băi în care efectiv nu știam pe ce să apăs ca să curgă apa la duș. Da, sunt multe găuri și apeși ceva greșit de când vine jet de apă rece. Când ești la pușcărie. Numai și unde am fost la Bruxelles, ne-am făcut baie în cadă 3 zile, că nu știam... Era țeavă de duș, dar nu știam și curgea doar cada aia acolo, cu niște butoane și vorbeam, ziceam, water, shower. La Bruxelles trebuia franceză, că deja nu era shower. Nu știi că ți-e rușine să-și dai alea, să zici, doamne, cum dau drumul la duș? Așa prost ești. Da, 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 exact, că ți-e jene. Da, o fi și na Hitchcock, la fel. Cred că asta cu dușurile e pusă să ne vopsească, știi, să ne gândim pentru că la secvența de film, aia, aha, și de ce fapt, eu zic că trecerile de pietoni. Trecerile adică de pietoni, probabil că îl ducea cineva de mână la 60 de ani, zicea, hai, eu vin, flancați-mă, tu, Costi, și, îl trecea de și faceți tu, voi semn acolo și probabil că da, 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 cine știe, că avea și posibilitatea să facă asta. De cum explici chestia asta? Cum îi franchează aici? Da, faceți da, băi da, cu mâna acolo? Sau avea mașinuță de aia. Cu trecerea asta de pietoni. Mașinuță de aia de mers prin studiouri, știi? Da, de golf. Că dacă e să vă ia pe voi, da, primi. Da, da, să vă ia pe voi. N-ai voie să mergi pe unde merg mașinile, dar nu cred că ai voie să mergi nici pe zebră, știi? Da, aici... între, da. Acolo sunt prea film. Ok, el mergea cu mașinuța prin studio și mergea la, la zebră și era, ce fac, frate? Apăs, da? Vrei să... Bine. Ne-au păcălit, te spune-ne, okay, vopsesc știu, o față da, cu dușurile. Da, 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 ok, hai, sunt, mergi, mergi. Au. Ați luat aul și răspunsul corect este? Ia, înseamnă că e alt. Alfred Hitchcock a rămas în istorie pentru talentul său de a-l face pe spectator să rămână cu gura căscată, aproape hipnotizat. Una dintre capodoperele sale este filmul Păsările, unde niște pescăruși cu probleme la cap încep să atace de nebun și din senin oameni nevinovați. Ei bine, e posibil ca tocmai frica de ouă, de care suferea pe bune, să-l fie împins pe genialul regizor să facă un film cu păsări demente. Știam, este, bă, știam că e singura variantă pe care n-ați discutat-o deloc. Da, am, n-am prea luat-o în considerare, dar ai văzut că aia cu dușurile a fost păcăleala, a fost păcăleala. Da, păi nu, nu e o problemă, mă. Aveți timp. Da. Uită-te da, la noi, uite, cum stăm. Ce vă, da, voi vă plângeți. Ziceți. Da, da. Ce vă dau? Operă? Operă. Operă. Atenție. La asta, cu muzica ești ok. Cu muzica ești ok, cu actoria nu ești ok. Primele opere bizare ale artistului Vladimir Anischin din Rusia se numără și... Da. Ai zis că știi rusă, da? Eu știu pe rusă, rup. Îmi plac porcii, porcii mă plac pe mine... Un film de 104 ore despre viața în cocină. Îmi plac porcii, porcii mă plac pe da, mine. De 104 ore. B. Un purice potcovit cu potcoave de aur. Sau C. Pictura unui penis uriaș, lung de 65 de metri, pe un pod batan din San Petersburg. Sincer, ne-ai rupt capul aici. Printre operele bizare ale artistului. Deci hai să vedem, are, se clar... numără și... Are, are și opere bizare. Îmi plac porcii, dar și porcii mă plac pe mine. 104 ore. 104 ore filmul. Îți dai seama... spun eu, dacă Iisus avea 9 ore și avea 3 casete, 104... Dar și cât să filmezi în cocină? Da, dar e ok, e un fel de miniserie, mă, e ok. Băi, dar e un fel de Big Brother în cocină, adică nu stai acolo, ce să filmezi? Bine că n-ați scris. Ai pus o cameră? Nu ești curios, nu ai fi curios să vezi. Nu se întâmplă nimic în prima, dar te uiți la... Da, dai seama după 6 ore. Poate l-au filmat one shot. Se uitau cu miile, cu stele de mii. Asta mi se pare mult, asta un film de 104 ore. Și îți pare mult. Dar asta un purice potcovit cu potcoave de aur. Și de ce e așa de... Nu de e bizar asta. Dar pictura unui penis uriaș... Bă, voi cum au trecut ei peste nu faptul că nu e bizar să potcovești un purice cu potcoave de aur? Nu știu de ce, n-am sărit peste B. Dar nu mi se pare interesant, pe când ceu, da, pictura unui penis de 65 de metri, care este pe un pod batan, dacă el se mai și închide, se deschide în San Petersburg, e... se rupe de la... Adică se, exact de aici a și plecat, mi se rupe, știi? Și Putin ce zice pe de un asta? Pod. Dar el nu știu dacă era în, în perioada... San Petersburg. Ce mami ăla de se rupe în două? Se...
Ce să fie, mamă? Că... O operă stai bizară. Să vedem, stai, mami, să vedem până se formează. Că nu ne dăm seama. Eu zic că e un șarpe, un dragon, e un șarpe, un dragon. Ce e, mami? Hai să merg. Ochi. Costi are soluția pentru purice. A, pentru potcovid, da. E o foiță de aur, da? O încălziți la temperatura aia, cât să fie așa. Și e puricele și doar atât faci. Îi dai drumul. Atât. Da, și, da. Și acolo l-ai potcovit? L-ai potcovit. Da, cred că ai. Asta vorbeați voi în șapcă? Da, nu, da, asta. Da, da, chiar, bravo, mă. E posibil. E posibil. E posibil. Tocmai de aceea. Nu cred, ai luat salteul. Apăsa B. Și răspunsul corect este. S-ar putea să-l fi păcălit bine. Artiștii sunt de cele mai multe ori surprinzători. Pictura de pe podul din Sankt Petersburg este cât se poate de reală, dar nu este atribuită omului nostru, ci unui grup de artiști neconformiști numit Voina. Domnul cu porcii e de fapt o doamnă, dar o cheamă Miru Kim și e din America. În schimb, potcovirea puricilor este un obicei în vogă printre artiștii miniaturiști care vor să-și demonstreze măestria încălțând micile insecte fără așa. Mulțumim, da, mult, mulțumim, dar, mult de tot. Mulțumim mult de tot. Toate dragoste. Deci am rămas tablou. Nu cred, era... Dar bine, eu când... E bine, da. Au, dar eu când am văzut aia cu pictura și zic, nu cred că asta e. Să și vedea acolo, pe pod. Ce jucați voi? Ce vrei tu? Ce, da? Vrei tu? Deci toate erau reale, dar erau alți artiști. Da, alți artiști. Eina. Ok. Eina. Da. Ha. Hei. Și ha. Sunt cele trei nume ale zeului egiptean al eternității. B. Formulele chimice ale celor trei substanțe naturale care provoacă râs incontrolabil. Sau C. Numele celor trei purceluși din varianta africană a poveștii. Aoleu, am rău. Deci B-ul e o glumă, da? B-ul. Ca să le excludem. Cele trei, așa, formulele chimice ale celor trei substanțe naturale care provoacă râs incontrolabil. Pentru că e clar de aici vine, că tu așa râzi. Gata, mă, ce-ai le zicem? Așa le zicem, dar ar fi logic, știi? Ce avem aici? Te-ai incontrolat. Și e substanță, 2 miligrame de H. Noi toți am făcut exercițiul ăsta de râs la vorbire. Da. Vrei să o excludem? Da. Ce lăsăm deoparte. B-ul aș lăsa deoparte. Îl lăsăm deoparte și ne ducem către A. Zeu egiptean. Al eternității. Da, așa-l chemă. Cred că nu au fost foarte inspirați părinții. Dar nu e, mă, că oamenii le-au dat. Iar ce iară e o bătaie de... Da, dar nu au fost foarte inspirați. Păi oamenii nu prea vorbeau în perioada aia cu zeii. Iar ce e bătaie de joc, da. Care e numele de familie? Iar ce e bătaie de joc, a zis Florin. Nu, pentru că eu știu că în Africa au nume lungi. Da, la Migurgumbu, Duzumbu. Că ăsta, cum ați zis eu, ulei, baftale. Dacă erau analfabeți, știi? Era... Nu știu. Ce face? Nu știu, hai să dăm cu banul sau ceva. Eu zic tot B-ul, vezi? B-ul? Da, asta. Bine, luăm B-ul, da? Cu banul voastră. Ce bine că nu mai dăm cu banul. Și dacă nu câștigăm, trebuie să faceți toți. Hu, ha, he. Păi nu, dacă câștigăm, trebuie să facă. Ok. Luăm B-ul? Hai, luăm B-ul, da. Ia-mă. Răspunsul corect este... Ați observat că cele mai importante fenomene din viața noastră au denumiri foarte scurte și simple? Mama, tata, papa, popa, bau-bau, pup și wow. Ultimul, adică wow, ar putea fi considerat un fel de marca evoluției, fiindcă mirarea e cea care ne împinge să explorăm cosmosul și tainele eternității. Apropo, în Egiptul antic, eternitatea avea un zeu, iar zeul avea trei nume: Huh, Heh și Hah. Cănah, o eternitate fără șef, e haos curat. Deci, acum să vă văd, da? Hai, doi! Ha! Hai, ca, doi, trei! Nu, așa, băi, dacă e adevărat, dacă câștigăm. Nu, așa, dacă nu e. Am zis să o scoatem din start, da? Ai da, văzut? Adevărat, așa. Băieți, mai puneți voi una pe o carte, ziceți. Păi știam răspunsurile astea de ce le mâncam, dacă eram. Nu vrei, miau? Bine, miau. Băi, nu mă stai un pic, te întreb, nu te... La control, a zis. Eu am auzit-o când mi-a zis miau. Nu. Jucăm miau. A zis? A zis miau. După ce Bob, pisica preferată a lui Charles Dickens, a murit, acesta a zidit-o în peretele casei sale, inspirat de o povestire de Edgar Allan Poe, dar nu se știe, asta e varianta 1. B. I-a transformat lăbuța într-un deschizător de plicuri. Sau ce, a început să scrie povești pentru copii sub pseudonimul Bob Dickens. Bun. Deci îl avem pe acest Charles Dickens. Inspirat de Manole. Da. Nu de Manole, de Edgar Allan Poe ăsta. A zis, băi,
o bag în peretele casei, da, și mă mut de aici, pentru că îți dai seama ce miros putea să lase pisica. No, e... O vreme, e. O vreme. O vreme. Eu nu știu, eu nu cred că e asta. Cum să zic de pisica? Adică mai repede aș păstra-o mai aproape de mine. Ori pot să scriu, nu știu, povești pentru copii, dar eu n-am auzit de Bob Dickens. Eu cred că i-a transformat lăbuța într-un deschizător de plicuri. Referindu-ne chiar la lăbuță. I-a luat cu unghia. Da, deci e foarte frumos. Asta e frumoasă, mă. Cum arată treaba asta? Tu îți dai seama? E lăbuța acolo. Ce, pe dai pisica împăiată, cum arată? Ce, mă? Omule, arată oameni care umblă cu breloc, cu blană, da, la gât. Da, cu, mă, da. Cos de iepure. Utilitate să-i deschidă plicuri. E lăbuța că... Da. E lăbuța de la pisică. Să-ți fac eu plicul ăsta, mă. Păi că am lăbuța asta aici. Deschidă e-mail-urile. E lăbuța de la pisică, o pui într-o sticluță. Și de asta, adică crezi că n-ai fi auzit? Asta, adică asta mi se pare ciudățenia, cu lăbuța. Omul a vrea să o țin aproape. Și ce, o să te folosesc o eternitate cât trăiesc eu, tu îmi vei folosi mie. Și vei fi lângă mine mereu prin această lăbuță. Tu încerci să mă convingi acum. Nu încerc să te conving, încerc să găsesc care ar fi cel mai... Și te întrebăm? Păi și oamenii nu o să știe. Păi cum, cât încredere. Eu, dar nu e cea mai drăguță asta? Adică, sigur că drăguț e Bob Dickens. S-a apucat el... Leti, eu aici să mergi pe mâna lui Natalicu, că eu cred, da, că este expert în lăbuțe. Și deci, dacă e vorba de pisică... Nu, expert în lăbuțe de pisică. De pisică, de câini, de animale, de orice, da, animal. Da. Și dacă el poate spune, da, cum arată o lăbuță de pisică, pisică care așa... Pisică, mai ales că eu... Na. Bun, și explicați-mi, deci, după, da, ce am murit pisică... Deci explică-mi, te rog. A luat lăbuța de pisică, a luat un satâr. A zis, te iubesc de mor, dar doar așa... Nu, mă, nu, a murit că i-a căzut lăbuța, așa a murit. Așa, da, da, satâr, da, suferea de cădere de lăbuțe. Da, așa a murit, după ce a avea boala asta, căderea lăbuțelor, așa se numea. Au căzut toate cele patru și a murit sărac. Da. Aha. Hai să mergem pe ce... Vrei ce? Mie îmi place cu lăbuța. Bine, hai, fac cu lăbuța. Mă, iată-mă, lăbuță. Să vedem răspunsul, am zis de 1000 de ore, acum vine. Ai apăsat B-ul? Da. Puțin știu că Charles Dickens obișnuia să se culce tot timpul cu capul spre nori, crezând că asta îl va ajuta să scrie mai bine. E clar că l-a ajutat. În afară de asta, marele scriitor a declarat că în copilărie simțea o atracție irezistibilă pentru scufița roșie. Da, ne-am mirat și noi, dar e pe bune. Dickens era un mare iubitor de animale, iar când motanul său preferat Bob a plecat în marea litieră din ceruri, scriitorul nu s-a putut despărți de el întru totul. Așa că i-a păstrat o lăbuță pe care a împăiat-o și a folosit-o din acel moment ca deschizător. Cum, de ce? De plicuri! Lăbuță! Și toată lumea strigă! Lăbuță! Bine, bine, Cosmin! Dați-i și voi drumul, dați-i drumul. Bă, mă, bine că sunt expert. Lăsați-o să curgă, ce luați? Băi, aș lua ce e asta ori la control. A, ce vrei tu, Cosmin? Ce e asta? Ce e asta, mă? Atenție. Ce e asta? Ce e asta, rău de tot? A, ce e asta? A, la ce e asta, da? E pe pipăite, fiți, da, atenți. Da, da, da. Ok. Ce tare. Hai, e asta cu ce e asta? Să atingem ceva? Vedem acum ce e un obiect. Uite asta. Ce e asta? Noi nu vedem, nu? Florin și Costi, vă aduc și vouă. Aici aveți două eprubete. Una dintre ele este a voastră, puteți, okay, să o luați. Puteți să pipăiți, să gustați, să mirosiți. Spuneți voi prima oară ce vi se pare că este, după care eu vă dau trei variante de răspuns, dintre care una este corectă. Okay. E cum îi zice? Putem să gustăm? E ciudat. Știu ce e. E lăbuță. Puteți să faceți ce vreți, să-i ajutați sau să-i încurcați, băi, cum vreți voi. Da, să vedem. Te rog. S-a spart, Bobo, ni l-ai dat stricat. E sărată? Ceva, sare cu sulf. Cu ce? Cu sulf, cred. Sare cu sulf? Da, așa mirosat. Bun, vă dau trei variante și voi trebuie să luați varianta. Nu, varianta voi jucați, corectă, da? Varianta A este sare din nămol cristalizat de la Techirghiol. Poate fi. B este sogeum, sare extrasă din nările unui pește corean denumit Maotang. Sau este ce? Sare produsă din lacrimi umane, de la niște oameni. Îți dai seama că le-ați gustat lacrimile oamenilor. Cum e asta? Sare de lacrimi umane și am gustat, am pus aici. Și oamenii au plâns. Oamenii au plâns. Îmi vine asta, să iau aua asta de la Techirghiol. Pentru că avea ceva sulfur în nămolul, știi? Dar nu știu dacă e asta cu Techirghiol. Dar cine ar face chestia asta? Asta am gustat, da. Păi da, aia zic.
Sare extrasă din nările unui pește. Mamă, și ăsta cu peștele, săracul. Din nările unui pește, da, corean. Și aici avem două. Câți pești, tată? Păi, dar tu știi cât e peștele ăla, tată? Băi, tu știi cât e peștele? E mare, uriaș. Are niște uite, atâta. Atâta e, dar ei, fiind bancuri, umblând în bancuri de la asta, e... Câte nări? Mulți, mulți câte pești. Câte nări are peștele? Păi nu, e, dar el este de la mai mulți pești. Păi nu, nu, e, e plin de nări. Băi, stai că nu e din nară, este extras din nară. Deci, practic, acum mă scuzați că zic, dar sunt mucii acestui pește. Încă au atâta nisip. Băi, Costi! Noi le-am cumpărat de pe a**ul și putea să ne livreze până la 100 de bucăți. Mucii peștelui. Ăla e răcit, dacă era unul, dacă ai prins un pește de la răcit, îți dai seama, îți umple o probetă într-o oră. Și îl menții răcit. Îi ții, gea, da, îi ții geamul deschis. Nu-l acoperi cu păturica seara. Da. Ziceți, ce variante luați de răspuns? Eu aș lua au. Dar tu zici că tu ai fost mai des la emisiune. Nu știu ce să... Dar am fost mai des la emisiune, nu mă ajută cu nimic, da. Bine, hai să luăm au. Deși aș fi vrut să merg pe varianta cu lacrimi umane. Au, da? Da, pare. Voi ziceți că este sare din amor cristalizat, dar răspunsul corect de fapt este că este sare obținută din lacrimi umane. Băi, nu cred! Nu cred, mă, vorbesc serios? Da, și vă mai spun mai mult. Asta, asta ne-am cumpărat-o noi, produsă de o firmă din Marea Britanie și sunt ce-am găsit noi, că nu mai am găsit multe variante. Astea sunt lacrimi produse de tristețe. Asta? Da, m-am simțit. Diferă la gust, da. Adică e ok să mănânci așa, da, să pui okay mâncare? Sunt comestibile, da. Eu aștept să-mi okay fac un sandwich. Putem păstra asta? Auzi, mai aveau de bucurie, de nostalgie și lacrimi care se produc în Tai Ceapa. Foarte bine, nu-i nimic. Îmi pare rău, mergem mai departe. Și nouă ne pare rău, Leti, dar... Leti și Natanti, cu ce jucați? Mai am trei domenii. Tips and Tricks. Tips and Tricks. În anul 2006, celebrul magician David Copperfield a fost nevoit să-și folosească talentele în interes personal atunci când A. și-a imnotizat soția să nu mai comenteze timpul meciului. Ce mi-ar plăcea asta. B. La cererea unei fane, i-a transformat cafeaua în vin. Sau C. a costat de hoți, i-a făcut să creadă că nu are niciun ban la el. Foarte drăguț. Acest David Copperfield, care este șmecher el ca magician... Ce făcut? Era? Ceuș? I-a comis pe hoți că n-ar nimic. A prins niște hoși și băi, credeți-mă, n-am niciun ban. Uitați, vedeți asta, nu mai am. Aici a dispărut, pac, la... se poate. Se poate. Dar asta au îmi place cel mai mult. Eu mă uit foarte mult la documentare din asta, gen meciuri de fotbal. Și tot au prin casă, știi, ca și cum nici nu-i pasă de mine, că eu îi comentez ei la filmele la care se uită ea sau la, mă rog, alte clipuri. Ea e pe acolo prin casă, trece așa prin față, toi femeie, că odată aș face. Nu, 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 cred că a pornit de la un scandal, i-a zis, iar toată ziua pe mea, uite-te în ochii mei, uite-te în ochii mei. Ești fan fotbal, ești fan, ești aici, ești cu mine, îți place. Da, îmi place. E mai păi nu, dar să nu mai comenteze. Deci nu l-a pus-o neapărat să uite. A fost la modul, păi și da, acum taci. N-am mai comentat. Și acum taci și îți dai seama, ea a tăcut. Uite în ochii mei, ești foarte atentă. Cum o vezi pe asta? Cum o vezi? Pentru că el, enunțul zice că și-a folosit talentele în interes personal. Interesul personal nu ne ajută la B. Ce interes personal a avut el că a venit o fană și a zis, te rog eu mult de tot, mi-am comandat un vin, dar mi-a adus cafea. Ia, mergi mai departe cu ideea. E cu soția. Cafea. A, e cu soția? E cu soția el. A. Înțelegi? Dacă era un haiduc, hai, îți dai seama. Așa că ceu, îl văd mai aproape de... realitate. De realitate. Dar eu cred varianta cu A. Au? Dar eu nu-l văd eu să-și hipnotizeze el soția. Chiar așa acolo a ajuns el. Are un singur televizor în toată casa aia. Nu putea să se... Da, bă, dar el fiind așa bun magician, nici nu mai știe ce face. A, da, mă, clar. Eu cred că ceu ăsta a costat de hoți, i-a făcut să creadă că nu are niciun ban la el. Mergem pe ce? Eu zic că... Ce? Ce? Răspunsul corect este... Este... Cea mai spectaculoasă magie realizată de David Copperfield este dispariția Statuii Libertății. De fapt, platforma uriașă pe care se aflau spectatorii s-a rodit insesizabil de încet, până când statuia a ieșit din câmpul lor vizual. Dar cea mai spontană magie a avut loc în 2006. Copperfield a fost acostat de hoți și ca să scape și-a întors buzunarele pe dos, făcând să pară că nu are nimic la ele, chiar dacă avea cu el portofelul, telefonul și pașaportul. Bravo! Nice. Asta e interes personal, nu? Că soția, că meciul, tagi în gură, aia cu cafeaua. Vezi că ziceai de ei că... Ce vreți să jucați? La control sau tabieturi? Tabieturi. Ok. Tabieturi. Bun, atenție.
Sunt în față. Mult. Dacă preferi să bei cafea neagră, mai amară și fără lapte, A. Ai o probabilitate mai mare să fii psihopat. Da. B. Te consider mai degrabă un om care nu are noroc în dragoste? Sau C. Ești un idealist visător, vulnerabil și foarte ușor de sedus? Am luat greșit. Deci... Trebuia să mergem la control. Da, vei, acum e târziu. Și târziu. Ce tabieturi. Da. Băi, eu nu prefer să beau cafea neagră, așa că... Mai amară și fără lapte, n-am treaba asta. Stai, că eu o beau dar, așa, dar nu știu, nu mă regăsesc. Eu am zis da la A. De eu mănânc ceva dulce dacă beau asta neagră și amară și fără lapte, știi? Da, hai să ne gândim la asta. Dar mai gândește-te, uite, vă dau un hint. Gândește-te că de obicei când te întreabă cineva care îți oferă cafea și eu vrei, pun zahăr, pune, că și așa e viața amară, știi? Exact. Iar invers, te consider mai degrabă un om care n-are noroc în dragoste. Ce treabă are cafea? Adică beau amară cafeaua pentru că viața e greu. Pentru că, pui mei, e greu, n-am frate. Nici noroc în dragoste. N-am noroc în dragoste și așa. Beau și cafeaua amară pentru că viața e grea. Zici, de aia devii un psihopat. Horoscopul zilei sau ceva, nu, e foarte greu. Foarte. Care? Deci... Toate sunt așa, alandala. Păi, Florin, tu ai zis că bei așa. E vreo șansă, ce ăla? Dacă ești visător, nu... Nu, dar orice iau, tot prospic, știi? Da, băi, asta zic, adică... da. Dar până la urmă e singur care o bei neagră și amară. Adică nici n-avem alte repere în momentul ăsta. Da, înțeleg. Tu bei cafea amară? Da, dar în sens, mănânc ceva dulce cu cafeaua aia mare. Nu beau așa... A, păi deci o combin, nu te duci și nu rămâi pe gol. Da. Asta spun, dar dacă ai rămâne doar așa... Dacă ar fi așa să n-am dulce, pun zahăr în cafea. Deci hai să ne mai excludeți din clubul psihopat. Hai, ziceți voi. Pentru că eu nu... Deci, eu cred că suntem la A. Am zis de la început. A. Bine, hai să mergem pe mâna lui. Păi nu, serios acum, dacă bec... Spune așa, e o probabilitate mai mare. Nu înseamnă neapărat că ești visător. Ăsta, uite, și visător care? Idealist. Băi, în zona asta, miere, chestia asta. Da, 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 dulci, lapte, mai pune. Mai punem niște lapte, mai faci niște ceva. Pufuleți de aia, exact, ceva cornflakes în te joci. Da. Beu. N-ai noroc în drag. Poate fi. Și bei cafea neagră mai amară. Da, ca viața mea. Nu, hai să luăm beau și lăsire, că după aia o să fie, cum zic, mulți beau cafeaua neagră, amară și fără lapte și atunci o să, știi, o să creadă că sunt psihopați, fără să știe. Bine. Ați luat aur și răspunsul corect este. E beau, din păcate. Eu așa beau, uită-te la mine. Spune-m ce bei și o să spun cine ești. Vodcă? Ai o inimă de poet și te gândești la o călătorie în Siberia. Suică de prune? Ai o inimă de gospodar și te gândești să te muți la Sibiu. Lăsând gluma la o parte, niște oameni deștepți de la Universitatea Innsbruck din Austria au demonstrat că cei care preferă cafea neagră, mai amară și fără lapte, pot prezenta trăsături machiavelice, sociopate sau chiar psihopate. Ești așa? Cafea. Bravo. Să le dea Dumnezeu sănătate, am făcut o mie. Ați simbiorat gradena. Știi bancul cu ce ăsta, mă, nisip? De unde, mă, nisip? Nu, mă, nu. A zis ce e ăsta, nisip? Nu, e un vaccin. Înainte de un meci, o agenție de pariuri a dat codă de 8 la 1 că mai aveți 5 secunde. Gata, s-a luat. Ia, ce ați doar? Ce vrei tu? Ați doar? Ați terminat? Costi? Da, nu contează. Mai suspans Costi. Nu mai e. De ce suspans să mai fie? Asta este. Dar măcar să aflăm ce s-a întâmplat. Măcar să aflăm răspunsul corect atunci, da? Răspunsul corect este că... Că... Haideți odată, de cine ține scape? Auzi, Bobo? Cicăleti insistă că vrea domeniul ăsta la control. Hai să-l luăm. Ăsta-l băgăm. Atenție. Da. La control. Bă, dar mi-a făcut asta o cafea, bă. Foarte tare. Potrivit unui studiu realizat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite, A. Din ce s-a adunat sub unghii timp de o lună poate fi obținut un vaccin antigripal? Iacă-te. B. Când te ustură ochii la piscină, nu e din cauza culorului, ci din cauza urinei din apă. Da, sigur. Sau ce? În caz de contaminarea surselor de hrană, mâncarea de pisici e un aliment perfect. Eu am mâncat. Și te văd, e perfect, e un aliment perfect. Hai să vedem. Nu, n-am mâncat mult, dar am mâncat. Dai seama, sub unghii adun cele mai nenorocite bacterii și microbi. Și practic anticorpi. Exact, de-aia își mănâncă lumea
Așa și... De-aia ce-ți mănânci de sub unghie, dacă și de devii mai sănătos. Dacă... Tu ești bolnăvior. Tu nu știi. Ba da, măi, stai, mă, da, puțin, cum adică, și dezvolți anticorpii sub unghie? Da, eu am zis asta. Da, mă, te-am auzit. Și ne dește? Tu lași și mizeria acolo, știi? Da, 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 știi, mă, cu ce ăsta, mă, nisip? De unde mă nisip? Iartă-mă. De unde nisip acolo? Da, 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 da. Ai n-ați zis ce sau nisip cu anticorpi? Nu, nu, a zis ce asta, nisip? Nu, 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 e un vaccin. Am un vaccin aici. Dar eu știu, B-ul mi se pare asta, că ochii te ustură, de fapt. Domne, ați băgat culori? Nu, domne, au fost copii ăia aici și... Haide, mă, dar câtă urină să fie acolo să te usture pe tine ochii? Sau cum se nimerește omai? Dacă stă unul și nimerești jetul, știi? Atunci, da, poți să-și te usture ochii, că ai nimerit în jetul lui. Dar se dizolvă, că are și culori, vorba aia, nu? Când stai tu acolo și... Mamă, ce usură ochii? Și e cu unul care stă așa. Da, sunt mulți oameni. Dar n-ai auzit niciodată vorba asta? Când ești, că ai ochii roșii, zici, bă, ce mă ustură ochii și ăla de la piscină, băiatul e... O să râzi, nu e de la clor. Da, da. Hai să vedem ce-ul. În caz de contaminare, deci, mâncarea de pisici e un aliment perfect. E un aliment perfect. Nu cred că e asta. Am înțeles că aia de câine mai ciudată. E bună, și... mă, dacă de la mine am gustat. E bună, chiar ai gustat? Da. Băi, asta, miroase puțin cam e la prima mână. Nasol, așa, dar e la prima mână, okay. Nu asta cu pisicile, băi, cu crana. Da, e la prima mână. Și a treia cală. Și aia eu aș lua au. Au. Eu de aș lua au. Au era... Dezmănânci de sub. Mi-am făcut eu imunitate. Hai, mă, serios. Mi-am făcut imunitatea bună. Lase-se au. Deci, da, e bună asta. Deci au prea mulți bani. Hai, luați o variantă. Zi. Ce? Aul. Da, mă, mie mi se pare asta. Răspunsul corect este. Dezmănânci de sub unghie. Mai știi... Oare de ce e atât de încântată lumea când vede acel verde de zmarald din piscine? Nu de alta, dar verdele e o combinație de albastru și galben. Albastru de la agresia de pe fundul piscinei și galben de la... accidente. Statisticile spun că unul din 5 oameni s-a ușurat măcar o dată în piscină. Pe de altă parte, dacă studiul e adevărat, adică nu clorul irită ochii, ci urina, nici nu e așa de grav. Clorul e clar mai nociv. Deci dacă te ustură ochii, știi cum e, dar când ies și mă ustură ochii, băi, important. Asta chiar e ceva important. Da, ieși din piscină la modul, băi nenorociților, băi, sunteți nesimțiți. Dar care, mă, tu unde te duci la piscină să nu fie 1000 de copii? Cum să-i cerți pe copii aia? Îi cerți, frate. Cum? Frate, mă ustură ochii, nu de alta. Am ajuns la întrebarea finală. Natan, Ticu și Leti, voi aveți 1500 de lei. Da. Florin și Costi, aveți 1000 de lei. Puteți să pariați orice din suma asta, ori totul sau nimic. Întrebarea finală vine din domeniul pariuri sportive. Pariuri? 20 de secunde avem pentru asta. Hai să pariem. Nici eu. Aba n-am. Dar trebuie să... Da. Bam tot, că n-are sens. Da, da, clar. Băi, nehaliților. Nu vă mai ajunge. Ați pariat, Costi? Da. Tatadicu, ați pariat? Da. Aveți 20 de secunde să dați răspunsul corect. Ia să vedem. Înainte de un meci din Cupa Angliei, din 2018, între Sutton United și Arsenal, o agenție de pariuri a dat codă de 8-1 că A. Portarul de rezervă al gazdelor va mânca o plăcintă întreagă pe durata meciului. B. Arbitrul își va aranja boxerii de cel puțin 5 ori. Sau ce? Meciul se va opri deoarece o vulpe va intra pe gazon. Băi... Ce nu e au sau pe o, a? Știi că ne-au și ei. Au și ei, da. Și au aceeași întrebare. Da, și eu. Știi cum e Nadal? Mai aveți 10 secunde. Au, știți voi. S-a luat. Mai aveți 5 secunde. Gata. S-a luat. Ia ce vrei luat? Tu. Ce vrei tu? Bun. Da, ai luat. S-a dus. Ați luat? Ați terminat? Costi? Da, gata. Ați luat? Nu mai există. Da, am luat, gata. Dar nu cred, ați luat au, este? Facem, vedem acum. Facem invers. Nu. Fiat. Okay. Nathan Ticu, voi ați ales varianta de răspuns ca fiind corectă. Ia, ce variantă? Portarul de rezervă al gazelor m-a mâncat o plăcintă. Și ați pariat? 1000 de lei. 1000 de lei din 1500. Da. Da. Costi, voi ați ales varianta de răspuns ce? Ce variantă? Nu am luat au. Aur și voi. Și ați pariat cât? 1000. 1000. Toți banii. Suspansul nu mai e. Pe ce suspans să mai fie? Asta este. Dar măcar să aflăm ce s-a întâmplat. Măcar să aflăm răspunsul corect atunci, da? Răspunsul corect? Da. Răspunsul corect este că înainte de un meci din Cupa Angliei, o casă de pariuri a dat cotă 8-1. 8-1, cred că e vulpa. Că. Și vulpa e 8-1. Știa să fie.
Haideți odată, de cine ține scape? Au câștigat. De la 58,13 lei de fiecare aveți aici. Bravo, Leti. 58,13. Asta a fost emisiunea de astăzi. Câștigat echipa dumneavoastră. La când de tristețe. Au fost mai buni, au fost mai buni. Da, mă, îmi pare rău. Punam toți banii pe voi, dar nu știu ce s-a întâmplat. La voi, la voi. Bravo, 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 Nathan. Asta a fost emisiunea de astăzi. Florin Piersic Junior, mulțumim foarte mult. Letiția Vlădescu, Cosmina Santifu, Constantin Ințe și Mihai Bobonete. Asta a fost pe bune seara asta. Bumița de vizuin. Da. Se scutură puternic și îi împroască cu furnici glonți. Pui mei, ai prins două bufnițe de-astea nenorocii mâncate. Dacă vrei să scapi de negi, îl muști pe la mare, îl mesteci, iar pe ceilalți ungi zilnic cu salivă. Bobo, ce-i asta? Asta cu ce-i asta? Costi, ce e asta? Păi bro, înseamnă că e o problemă dacă ajungi aici. Ce vrei? Nimeni nu-i perfect. A devenit celebru pentru că i-a dat în judecată pe pirații somalezi, turnul Eiffel, dar și vulcanul Vesuviu, pe motiv că erupe necontrolat. Ar trebui pe lângă el, te dau în judecată. Ne vedem la proces! Atenție, atenție! Suntem în concert!